Tânără și frumoasă, Brianna Evingham, născută pe 23 octombrie 1986, nu visa probabil la vârsta de 9 ani, pe când începuse să danseze, că va ajunge să-și vadă visul împlinit, făcând din pasiune o meserie. Americanca din Los Angeles, California, și-a desăvârșit pregătirea ca dansatoare, a început să cânte și a apărut, tot ca dansatoare, evident, în câteva videoclipuri ale unor interpreți consacrați ai muzicii ușoare, Enrique Iglesias fiind doar unul dintre aceștia. Filmul a fost următorul pas făcut de Brianna, muzica și dansul creându-i și aptitudini de actriță. Astăzi, coregraf, dansator, cântăreț și actor, Brianna Evingham este și actrița cu o serie de filme în palmares, filmografia artistei împlinită în viață prin artă, numărând câteva filme care au fost puse chiar într-un clasament al celor mai bune producții cinematografice în care tânăra americană a jucat.